PSD nu poate vorbi acum, dacă vorbim de astăzi, de o reprezentare majoritară, deoarece, după cum a spus și domnul președinte, la alegerile din 26 mai 2019, voturile luate de PSD, deci în Focșan, sunt foarte apropiate de cele luate de USR, au o diferență de 100-200 de voturi. Așadar, avem responsabilitatea să reprezentăm cetățenii încă de pe acum, să facem o opoziție cât mai puternică PSD-ului în Focșan și nu numai, și în Vrancea. În încheiere, aș vrea să mai adaug ceva, și anume, indiferent de ceea ce ne rezervă viitorul, sunt convins că am făcut cea mai bună alegere, alăturându-mă unei echipe tinere, unei echipe energice, animată de aceleași principii în care cred și eu. Împreună vom reuși cu siguranță să eliberăm atât Focșan, cât și județul Vrancea de această, nu știu, acest cancer, acest, nu știu, care ne înconjoară de 30 de ani.